Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vorbim despre problemele ce au apărut în jocul Counter-Strike Global Offensive în urma update-ului ce a fost făcut în noiembrie 2019. După cum știți, în urma acestui update s-au introdus anumite misiuni, s-a introdus posibilitatea de a putea cumpăra skin-uri pentru jucători, dar cel mai important lucru, în urma acestui update s-a observat o comportare nefirească a jocului, adică un consum către procesor foarte mare, de asemenea unii utilizatori se plâng de un var foarte mare și de asemenea prezența lagului în joc este destul de ușor de observat. După cum știți, eu am făcut un video tutorial pe care o să-l găsiți la finalul acestuia, în care vorbesc despre ultra-optimizarea Windows-ului și despre boost-ul de FPS-uri în jocuri. Vă recomand să urmăriți acest video tutorial pentru a putea să faceți setările ce vor duce la scăderea consumului de resurse. În felul acesta veți avea mai multe resurse pe care CS-ul să le poată consuma. Pe lângă setările pe care le veți vedea în acel videoclip, vă voi spune ce anume trebuie să faceți pentru a putea scăpa de lagul ce a fost cauzat în urma acestui update din 2019 către jocul Counter-Strike Global Offensive. Voi deschide Steam-ul și voi merge către consola jocului, voi da click dreapta pe Counter-Strike Global Offensive, pe proprietăți, pe Set Launcher Option și în cazul în care aici aveți anumite comenzi, printre care și comanda de prioritate High, va trebui să ștergeți acea comandă, pentru că acea comandă duce la un consum exagerat de resurse ale procesorului în urma acestui update ce a fost făcut. Deci, dacă aveți aici anumite comenzi pe care eu le-am recomandat în videoclipurile trecute în care vorbeam despre optimizarea jocului Counter-Strike Global Offensive, va trebui să ștergeți comanda High. După ce ați șters comanda High, nu uitați să debifați și această căsuță în cazul în care o aveți bifată. Vom merge acum la local file și v-aș ruga să verificați integritatea fișierelor pe care le conține jocul. Verificați-le de mai multe ori până nu vă mai este dată nicio eroare în ceea ce privește această verificare. După aceea vom merge la Browse Local File și aici, în această locație, va trebui să dați click dreapta, Proprietăți, vom merge la Compatibility și atenție foarte mare să aveți bifată această căsuță Disable Full Optimization. Deci este foarte important să aveți această căsuță bifată. După ce ați bifat această căsuță, apăsați Apply și OK. Aceștia sunt primii pași pe care trebuie să-i faceți. Acum vom merge la setările jocului, vom merge la setările video și aici pe lângă setările pe care le-am recomandat în videoclipul Ultra Optimizare Windows și creșterea FPS-urilor în jocul Counter-Strike Global Offensive, mergeți și schimbați această setare de la Multicore Rendering din Enable în Disable. Apăsați Apply și după aceea ieșiți din aceste setări dacă ați făcut setările pe care le-am recomandat în acel video. În cazul în care această setare nu dă rezultate, mergeți și puneți din nou pe Enable. Voi ieși din aceste setări și vă voi spune ce anume trebuie să faceți pentru a scădea în continuare consumul de procesor. V-am spus mai devreme să ștergeți comanda High din consolă pentru a nu mai avea acel consum exagerat către procesor, dar odată ștearsă acea comandă, puteți să încercați dumneavoastră manual să puneți prioritatea jocului către consumul de procesor. Și acest lucru se face în felul următor. Mergeți la Task Manager, mergeți pe jocul CSGO în momentul în care acesta este deschis, dați click dreapta, Go to Details, mergeți către CSGO EXE, click dreapta, Set as Priority. În momentul în care a șters acea comandă High, este normal ca acesta să aibă o prioritate normală. Dar dumneavoastră, în funcție de sistemul pe care îl dețineți, în funcție de performanța acestuia, puteți să încercați above normal și jocul va fi setat să consume mai multe resurse decât normal, dar mai puține resurse decât high. Așadar, aceasta este setarea pe care vă recomand. De asemenea, atenție foarte mare în momentul în care aveți un procesor cu mai multe nuclee și sunt sigur că aveți cel puțin un dual core pe care să jucați acest joc. Mergeți și scrieți aici run, scrieți msconfig și la boot, la advanced option și aici la number of procesor, nu uitați să puneți numărul maxim. În cazul meu, având un i5, am 4 nuclee și 4 threaduri. Dumneavoastră alegeți numărul maxim și după aceea apăsați butonul OK, apply și OK și dați restart în cazul în care ați făcut aceste schimbări. Deci acestea sunt setările pe care vi le propun pe lângă cele pe care vi le-am propus în videoclipul ce îl veți găsi la final. Este foarte important să ștergeți comanda High din consolă și în cazul în care nu aveți acea
comandă HAI din consolă, să setați dumneavoastră prioritatea în mod manual, identificați jocul, click dreapta, go to details, după aceea identificați din nou jocul, set priority și încercați în funcție de sistemul dumneavoastră să-i acordați o prioritate care să nu vă aducă un consum foarte mare către procesor. În felul acesta veți diminua lagul pe care îl aveți la acest moment. Așteptăm rubrica de comentarii să îmi spuneți care sunt rezultatele și dacă aceste propuneri pe care vi le-am făcut v-au ajutat. Pe mine unul m-a ajutat să scap de lagul pe care mi l-a dat acest update până la remedierea problemelor prin introducerea unui nou update care să rezolve aceste probleme. Vă propun aceste setări care sper să vă ajute. Dacă este așa, nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți acest video pe toate rețelele de socializare, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări, bifând că toate notificările, doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal.